În credința populară, se spune că ispas ar fi fost martor la înălțarea Domnului și la ridicarea sufletelor celor morți, motiv pentru care această sărbătoare îi poartă numele. În această zi au loc o serie de practici legate de cultul morților, pomenirea celor trecuți în neființă, ospătarea sufletelor care plutesc în aer, în drum spre cer, curățirea și împodobirea mormintelor cu flori, frunze și ramuri de paltin. Sunt doar câteva dintre datinile specifice ispasului. Totodată, mâine nu este indicat să înstrăinăm obiectele din gospodărie pentru ca întreaga familie să aibă parte de vigoare și sănătate tot restul anului. O altă superstiție adânc înrădăcinată în memoria românilor ne spune că de înălțarea Domnului nu este bine să oferim lucruri cu împrumut, nici măcar sare sau chibrituri. Potrivit unei legende populare, la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, în grajdurile lui Crăciun, unde a fost găzduită Maica Domnului, boii au fost blânzi, însă caii au început să producă un zgomot foarte puternic. Atunci Maica Domnului a cerut ca acei cai să nu fie sătui decât o dată pe an, timp de un ceas, în joia din săptămâna a șasea după Paști, perioada căreia i s-a spus și Paștele Cailor.